Personalitatea unei persoane LGBT este puternic influențată de contextul familial, profesional, comunitar și social mai larg în care aceasta trăiește. De exemplu, majoritatea oamenilor provin la noi din familii tradiționale, foarte conservatoare. Pentru o persoană LGBT, acest lucru este și mai presant. Există mult mai multe presiuni legate de regulile familiilor tradiționale, presiuni pe care acestea le preiau și le resimt puternic. De exemplu, se tem foarte tare ca familia să nu afle despre orientarea lor sexuală sau identitatea de gen, pentru că ar putea fi respinse. Și este foarte greu să trăiești cu gândul că o persoană dragă, un părinte, un frate sau un bunic te poate respinge pentru că ești altfel decât și-au imaginat ei că ești. Mai mult, chiar există situații în care familia acționează prin a-și pedepsi oarecum emoțional copiii sau membrii care au o orientare sexuală diferită de a majorității sau o identitate de gen diferită. Procesul de ascundere începe de obicei atunci când persoana își dă seama că este diferită. Fiindcă, după cum am spus și mai devreme, această diferență are o conotație negativă. Nu ești diferit într-un mod pozitiv. Ești diferit într-un mod care este perceput negativ sau anormal în sensul acesta. De obicei, primele mărturisiri către cine sunt făcute? Cel mai adesea către prieteni foarte apropiați, de obicei de aceeași vârstă, care sunt mai deschiși în ceea ce privește problematica LGBT. Iar familia ce loc ocupă în această asumare? Familia ocupă cam ultimul loc, pentru că aici este, după cum v-am spus, foarte, foarte greu. E foarte greu să-i spui părintelui tău că ești total diferit, că nu vei avea o soție și un copil sau un soț și un copil, că nu vei putea prelua acest model de la ei, dar că tu ești ok așa cum ești. E foarte greu să-i faci să înțeleagă că e important să te accepte și să te lase să fii așa cum ești tu, fără să mai pună presiuni pe tine. Există traume la nivel emoțional, pentru că atunci când ai două identități diferite, o identitate care te definește pe tine ca persoană, care îți definește sentimentele, dorințele, nevoile și o identitate care nu te reprezintă, dar care e mai acceptabilă din punct de vedere social, atunci în interiorul tău se produce o scindare, o compartimentalizare a vieții tale între cine ești tu cu adevărat și cum vor ceilalți ca tu să fii. Și e ca și cum ai purta tot timpul o mască. Atunci când ajungi în spațiul tău intim, simți că nu te poți bucura de faptul că ai scăpat de această mască pentru câteva ore, fiindcă în fapt nu ești cu adevărat liber, pentru că a doua zi o iei de la capăt, ești nevoit să-ți pui din nou masca. Dacă persoana este vulnerabilă din punct de vedere emoțional și foarte sensibilă, pot exista consecințe mai grave, cum ar fi abuzurile de alcool, de substanțe nocive, depresii severe, gânduri suicidale sau chiar tentative de suicid. Am avut cazuri în care persoanele au avut tentative de suicid, tocmai datorită faptului că le era foarte, foarte greu să se accepte pe ele. Atunci când trăiești într-un mediu care e total defavorabil, îți vine ție foarte greu să te accepti, să te respecti, să te înțelegi și să te manifesti în acord cu ceea ce simți. E important să-ți asumi tu față de tine faptul că ești diferit și să fii împăcat cu lucrul ăsta, să te accepti tu pe tine.